am analizat foarte bine ceea ce am făcut în fotbalul Botoșani de 21 de ani, cu excepția unui sezon când am fost la Suceava, la Liga a doua, 2001-2002. Mi-am făcut o analiză personal și am luat o decizie de a face pasul în Botoșani, ceea ce înseamnă implicarea mea în fotbalul Botoșani. După știți foarte bine, am decizia asta de a face pasul în spate pentru că am fost foarte implicat, foarte devotat, implicat de la munca administrativă și până la partea din stadion, vă cunoașteți toți dumneavoastră și cei din stadion și cei care au lucrat. Am avut tot timpul deschiderea și, în primul rând, o pasiune extraordinară de fenomenul fotbal, de mic copil. Mi-am dorit, am visat să ajung la Liga 1, prima dată la Liga 3, aduc aminte din perioada când eram la liceu. Am crezut în mine de mic copil și mi s-a îndeplinit visul cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul suporterilor, cu ajutorul finanțatorilor care au fost în decursul anului trecut. Mă refer episodul FC Unirea Botoșani, când am început unul singur. Suceava mai a fost implicat într-un proiect îndrăzneț, care, din păcate, a fost ce a fost. Am rămas singur la Liga a doua. Botoșani, o perioadă extraordinar de frumoasă. Când am avut încrederea în mine că putem promova, mi-aduc aminte chiar domnul Egner era primar și m-a contactat și am promis că promovăm în anul ăla și am promovat în 2004, când am avut și Costel Orac. Perioada mai departe, când am reușit împreună cu sponsorul El Sapu și finanțatorul El Sapu, finanțatorul Valeriu Știmbi, care am avut o relație bună, ne-am bucurat împreună, am reușit lucruri extraordinare. Promovarea în Liga 1, în premieră pentru botoșeneni, un vis care probabil mulți nu credeau, eu vă spun personal că am crezut în sezonul ăla și am reușit, ne-am bucurat cu toți, a fost o sărbătoare pentru o promovare istorică pentru noi, că ne-am bucurat cu toții. 5 sezoane extraordinare din punctul meu de vedere pentru un nou promovat în primul sezon, al doilea sezon, în 2015, când am reușit să mergem în cupe europene, chiar ne-am bucurat toți când am primit Legia acasă. Deci au fost lucruri extraordinare.